Mântuirea fără să plătesc.
Aleluia, aleluia, aleluia.
strânge lui. Aș spune-n cine într-o zi se va întoarce Iisus în fruntea oștirii lui. Iisus, el va primi închinarea. Iisus, pământul și cerul ia lui. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus. Bine ar fi
cum zicea un poet de cântare, lasă omul vechi să moară, numai sufletul salvează, că Domnul ți-l a dăruit, slăvit să fie El. Auziți cuvântul Domnului. Din 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, privegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișem înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin! Dragii mei! Am citit, știm în adevăr. Ce știți dumneavoastră în adevăr? Pavel a zis despre el și despre sfinții de atunci, apostoli, ucenici și cei care în zilele acelea își dădea viața pentru Hristos. El a zis, știm în adevăr. Iată dar, că ei aveau o înțelegere clară a cuvântului lui Dumnezeu. Noi de astăzi, unii îs învățați într-un fel, alții îs învățați în alt fel, dar ce știm în adevăr, aia contează. Măriți să fie Domnul. Și a ști în adevăr însemnează că tu ești sigur pe ce știi.
așa. Știți că veți învia din morți când vine Iisus. Văd o mână. Știți în adevăr asta? De aici, cât știți că veți învia când vine Iisus? Și aici așa. Sunteți siguri? Amin. Dragii mei, noi nu umblăm bâșbăind. Noi avem o credință prea sfântă, egală cu a sfinților, egală cu a apostolilor și cu a prorocilor. Credința aceasta, Iuda, s-a văzut să li se scrie despre ea. Nu știu ce a vrut el în capul lui ca să pună pe hârtie, dar Dumnezeu l-a obligat. M-am văzut să li se vândem. Ce să faceți? Ce anume să faceți? Dragii mei, îndemnarea lui era să avem o credință vie care s-o dat odată și pentru totdeauna. Când s-a dat credința aceea? Știți careva? Noi știm în adevăr, dar dumneavoastră știți? Când s-a dat credința aceea? Credința aceea s-a dat părintelui tuturor credincioșilor, adică lui Avram. El trăia în mijlocul zeităților, el trăia în mijlocul oamenilor care se închina la tot felul de statui mici și mari. Statui de buzunar, statui puse în centre, statui de piatră, de fier, de lemn, se închina la animale, de unde indienii până azi nu mănâncă vaca, o consideră Dumnezeu, o consideră sfântă, alte lucruri de felul ăla, șerpii consideră Dumnezei sau fenomenele naturii. Dar, dragii mei, noi știm în adevăr, Avram, pe vremea lui, a știut ce n-a știut nimeni de pe pământ. Când Dumnezeu i-a cerut să jertfească pe Isaac, știi ce a crezut el? Eu mă duc, îl sacrific, îl ard și din cenușe Dumnezeu îl înviază și mă duc cu el acasă. Deci el a crezut întâia dată că Dumnezeu înviază morți. Și credința aceasta a fost o dată și pentru totdeauna. Noi toți știm în adevăr că vom învia. Măriți să fie Domnul! Noi știm în adevăr că la arătarea lui Iisus noi vom învia. Și dacă vom fi în viața asta, noi vom fi transformați sau îmbrăcați, am citit aici, peste trupul acesta cu trupul nostru ceresc. Astfel, știți cum va fi ziua aceea? Mergeam odată cu acceleratul către Brașov și apoi de la Brașov la București.
Și se urcau oameni din fiecare stație și coborau alții. S-a urcat un om în compartiment unde eram și și-a lăsat valiza la ușa compartimentului până și-a aranjat hainele și altceva. Când s-a înturnat, nu mai era valiza de la ușa compartimentului. Mirat, speriat, alerga încoace și încolo, dar trecură doi ninși, fiecare cu valize în mână, dar cu valize false. Aveau niște clichețe jos la valize și ele erau goale. Când o trecut pe lângă asta, o lăsat valiza lui peste asta și când o ridica sus clichețele, o ținu valiza. Și ei mereu tot așa liniștiți mai departe. Și omul nu s-a putut lega de ei că i-a furat valiza, că ei era cu o valiză în mână. Așa va fi la venirea lui Iisus. El vine din cer. Știți cu ce vine Iisus din cer? El vine cu nouă Ierusalim, care e mama noastră. Citiți în Apocalipsa să vedeți cu ce vine Iisus din cer. Auziți numai! Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însăși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Slăvit să fie Domnul! Se ridică o întrebare. Biserica coboară din cer pe pământ sau urcă de pe pământ în cer? Cum va fi? Vedeți? Toți așteptăm ziua aceea, dar nu știm în adevăr. Privind în Scripturi, noi putem ști în adevăr. După ce am primit nașterea din nou, urmează legământul prin botezul în apă. Urmează ca Tatăl să fie de acord și numele lui Iisus să ne dea Duhul Sfânt. După ce am primit acestea două, noi în cer ni se face o casă și casa aia nu-i făcută de meșteri, îi de Dumnezeu. Astfel, corpul acesta rămâne numai o copie. Adevăratul corp e în cer. Când vine Iisus, vine cu sfinții, așa am citit în Apocalips. Vine Ierusalimul nou, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, vine din cer. Și venind din cer, fiecare, fie Hozan, fie Liviu, fie fratele Florin, au în cer o altă casă, un alt corp. Nu seamănă cu ăsta. Nu îi putea identifica pe nimeni după ce a fost pe pământ, ci vom semăna cu trupul lui Iisus în via din morți, pe care niciun apostol nu l-a recunoscut. Și Iisus trebuia să se identifice. Veniți! Pipăiți-mă, vedeți, eu sunt, fie slăvit Domnul. Așa vor fi trupurile
care vor veni din cer. Și cum hoțul ăla a furat valiza omului cu o altă valiză, așa zice Biblia, Iisus va veni ca un hoț. Numai El nu e nimic ce nu e al Lui. El e numai pe cei ce în viață au Duhului Hristos. Pe aia ia, mărire Domnului. Avem în adevăr Duhului Hristos? Avem în adevăr Duhul Sfânt? Dacă ai în adevăr Duhul Sfânt, viața ta trebuie să fie corectată. În viața ta nu mai există pofta fumatului, că ai în tine Duhul. În viața ta nu mai există Duhul beuturii, că ai în tine Duhul lui Hristos. În viața ta nu mai există un duc de ceartă, un duc de inimă rea, un duc de ură. Toate acestea au fugit, de le-am fugit. Tu nu vei căpăta alt trup, nu vei căpăta altă casă. În viața ta, duhul de curvie nu trebuie să domnească, așa încât să nu știi ce te faci când ieși pe stradă. Vezi un bărbat frumos, îți stă gândul la el. Vezi o femeie, îți stă gândul la ea. Aia nu-i curat, cujetul nu-i curat, mintea încă-i bolnavă. Și inima e plină de lucruri reale. Cum a zis apostolul? Dacă aveți în voi un duc de ceartă și de pismă mare, apoi acolo sunt câte? Toate lucrurile. De aceea am citit aici că noi vom fi îmbrăcați peste trupul acesta cu celălalt, dacă nu vom fi găsiți dezbrăcați. Și toți acei care trăiesc în păcat sunt dezbrăcați de trupul ăsta și nu pot primi pe ălalalt. Noi trebuie să ne dezbrăcăm de păcat și să știm că trupurile noastre nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului. Gloria Lui! Știți în adevăr asta? Știți în adevăr că trupul tău e a Domnului? Atunci, de ce nu lași original? De ce te împopoțonezi? De ce zbopsești unghiile la mâini, la picioare, buză? De ce-ți faci toate? Doamne, dacă ți-ar da Dumnezeu un copil după cum te împrilostești tu, apoi nu ți-ar veni să-l ții în brață cu niște unghii? Doamne ferește! Măi, păi ce-i? Ăla cui trupul ăla? Ăla-i a firii! Ăla-i al tău, ăla nu-i a Domnului! Dezbracă-te de fire! Dezbracă-te! Că noi știm în adevăr ce vă propovăduim este adevărul! Mărească-se Domnul! Și vreau ca toți ăștia în alb nu numai să se scalde în apă, că asta nu mai valorează nimic, cum zic teologii de azi. Ei așa spun, botezul în apă nu-i mântuitor. Dar asta e o erezie mare, fiindcă Biblia la Petru ne povestește icona aceasta a botezului vă mântuie când? Acum! Odată! Și de mânia viitoare când vine Iisus! Deci sunt doi tipi în care cei ce intră în apă capătă garanția mântuirii. Dar Petru spune
tu nu ești născut din nou. Astfel Petru notează, icoana aceasta e mărturia unui cuget curat. Preamărit să fie Domnul! Amin. Și cugetul celălalt trebuie să moară. Faptele firii trebuie să moară. Lăudăroșia trebuie să moară. Și de a învia morți. Tu ești mai mic decât cel ce poate să biruie păcatul masturbării, care e așa de nesocotit de oameni. Și dacă unii intră între pocăiți, dar nu se leapătă de el, îi apucă bătrâneța și se folosesc de așa spurcăciune. Dragii mei, fiți foarte atenți! Acela vă poate duce la nebunie, la a fi încărcați cu duhuri necurate, la stări de împovărare. Și aici am găsit și peste tot, nu mai pot, nu mai pot, îs așa de apăsat, îs așa de tulburat. Alții nici nu se pot uita în ochii tăi când privesc și când vorbești cu ei, că e atâta de împovărat. Și ei nu știe de unde le vine povara. Dragii mei, înainte de a veni încoace, un pastor baptist mă sună la telefon. Pot să viu până la dumneata, le postește. Când o veni frate Hozan, atât azi de tulburat, îmi vine să-mi pun capăt zilelor. Atât azi de tulburat, îmi vine să dimisionez de aici, de la biserică, și să mă duc în țară. Și dacă mergi în țară, crezi că acolo nu-i diavolul? Păi și acolo e diavolul ca aici. Dar ce te face pe tine la asta? Apoi asta, apoi asta, apoi niște mici neînțelegeri, apoi... Măi, caută mai adânc, măi! Tu trebuie să te mărturisești. Apoi zice, la noi, în teologia noastră, nu zice să te mărturisești decât Domnului. Păi tot așa zic și eu, măi, eu nu-s teolog. Dar tot așa spun, să te mărturisești Domnului. Că așa s-o mărturise David. Vai, Doamne, cum te-ar ridica Dumnezeu în slavă dacă ai face să te mărturisești ca David. Păi David, cum s-o mărturise? Păi uite-te cum s-o mărturise. Și-o scris tot păcatul în versuri și la sărbătoarea corturilor. Toți mari cântăreți trebuia să învețe versurile cu păcatele lui David să le cânte la tot poporul, să știe Israel ce împărat păcătos are. Și Dumnezeu a zis, na, ăsta-i după inima mea, că adică se poate smeri. Nu este adevărat! Îmi mărturisesc Domnului. Tu trebuie să mărturisești, cum zice Biblia, mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții să fiți vindecați în minte, în duh, în inimă, de bolele din trup. Așa se vindecă oamenii. Măriți să fie Domnul. Fă-ți și tu așa. Păi cum să fac, zice, că-mi e rușine? Mă! Dar zice, în toate rugăciunile eu m-am mărturisit Domnului. Păi de ce nu te-o salvat, mă? Ori tu crezi că Domnul a fost în concediu când ai făcut păcatul? Păi el știe tot, mă, ce vrei să-i spui lui? El are pretenția să ai un martor. Și uite-te asta că ai venit la mine, eu sunt martor înaintea Domnului. Tu nu te mărturisești mie, tu te mărturisești Domnului și eu stau ca martor. Și am povestit că în istoria creștinismului este un singur martir a mărturisirii.
Joan Nepomucki, de la Curtea Regală a Cehiei. Ăla la niște pași a venit regina, părinte, el era călugăr. Vreau să mă mărturisesc ca să pot să mă împărtășesc și eu. Și cum era obiceiul de atunci și până azi la catolic, au o perdea groasă cu un mic gemuleț, încât vezi numai ochii, ca penitentul să fie liber să spună tot. Și atunci aia intră acolo și în starea ei de penitent își mărturisește păcatul. Ajuns de împăratul îi se duce și îi spun, împărăteasa a fost la Nepomuchi să o mărturisit. Îl cheamă pe Nepomuchi să-mi spui ce s-o mărturisit împărăteasa. Mie nu mi-a spus nimic. Auzi, să-mi spui, eu știu că a fost la mărturisire. Ce s-o mărturisit? Mie nu mi-a mărturisit nimic. Gândește-te bine, mâine la ora asta vii înapoi. Și iar l-a chestionat și el a spus, eu nu știu, dacă vrei să afli, întreabă pe Dumnezeu că la el s-o mărturisit. Și când a văzut că el nu spune nici cum, i-a spus, mâine la ora asta vii hotărât, ori îmi spui, ori stai capul, că lău era aici cu sabia. Și el o ținut sus și tare, că numai la Dumnezeu s-o mărturisit, nu lui. Călău i-o lua capul și a rămas în istoria creștinismului singurul martir al mărturisirii. Îi puteți vedea statuile la biserici mai mari în orașe pe tot pământul. O statuie din piatră albă, ăla-i Nepomuchi, martirul, care n-o vrut să divulge mărturisirea. Și tu care primești mărturisire, trebuie să mergi cu ea în pământ. Tu n-ai voie să spui păcatul cuiva, să-l audă altul, că te încarci tu cu el. Doamne, dă-ne înțelepciune! Noi știm în adevăr ce știm noi, nu știe lumea asta. Noi știm în adevăr, noi știm în adevăr că există rai. Glorie Domnului, care a făcut rai! Noi știm în adevăr că există iad! Glorie Domnului, care a făcut iadul! Dar predicatorii, cam de 15 ani încoace, delectează publicul cu predici fără iad. Numai să fii voios, numai să cânti, numai să dai din mâini, apoi să fii bogat, că de ești sărac, nu ești prieten cu Dumnezeu. Auzi ce nebunie, predică unii, să le fie rușine de așa Evanghelie. Apoi, dacă cumva ești bolnav, ești pedepsit de Dumnezeu. Și pe țon l-am prins odată, predicând nebunia asta. Și apoi l-am luat un pic la mână, apoi au zis, care treabă? Dar au rămas ora, apoi am spus ei, asta e Evanghelie, măi? Păi ce s-a întâmplat cu Timotei? Păi ce s-a întâmplat cu Cutare? Păi ce s-a întâmplat cu Cutare? Păi ce s-a întâmplat cu Pavel, mă? De după toate scrierile au avut un cancer. Numai pe atunci nu se știe ce-i aia. Când el spune, mai întâi o înțăpuș în coastă. Ei, aia și eu am aici unul, uite, mai vedeți? Și-l port de mulți ani. Doctorul a spus de umbli la el, aveam vreo 30 de ani. Nu-ți garantez cât mai trăiești. Dar lasă-l acolo și l-am lăsat acolo. Câteodată mai aduce aminte că e prezent, dar mai mult dorme. Slăviți să fie Domnul! Apoi, după aceea, zice Pavel că a făcut o metastază și a ieșit la față, la nas. Și Venicius, în ovadul Domino, îi mărturisa la regele, unchiul lui. Unchiule,
am întâlnit pe Pavel, pe acela Pavel care așa cărui cuvânt zguduie lumea și găcește gândurile, dar umbla cu leverul hainei, cu fața ascunsă în leverul hainei, fiindcă le spunea la galateni, ați putut avea o pricină mare de potignire în rana mea greu mirositoare, că cancerul miroase a mort, fiindcă moare carnea și pute. Ei, dar totuși m-ați primit ca pe un înger al Domnului și le mulțumesc. Glorie Domnului Iisus! Apoi ăsta o fost pedepsit? Nu! Boala lui a fost un har, că-i slăbiciuni, harul meu cum e? Desăvârșit mai mare și desăvârșit era. Iisus atingea bolnavii, punea mâinile peste el, Pavel merea pe drum și ajungeau umbra pe bolnav și Petru și se vindeca. Glorie Domnului! Și ție, Domnul îți dă un mare har, dacă vei ști în adevăr încătro te duci de acum. Cineva mă întreabă odată, ce tot aud vorbind de ea, alții nu mai vorbesc de ea. Băi, eu așa am învățat de la Iisus. Iisus a vorbit cel mai mult de ea. Nimeni n-a vorbit de iad cât a vorbit Iisus. Apa unde e iadul? Că unii zic că e în pământ. Nu e în pământ, mă! Pa unde va fi? Pe o stea undeva? Nu! Dar unde poate fi iadul? Ascultă ce zice Biblia. Biblia spune că iadul e un întuneric mare. Adică nu are lumină în el. Ori Iisus e lumina întregului și lumina lumii. El a apărut când Domnul a zis să fie lumină. N-a zis să fac lumină. N-a zis să se nască. A zis să fie lumină. Și a fost lumină. Cât a fost de mare ziua aia, nimeni nu știe. Noi raportăm ziua la ce știm noi. Dar nu se potrivește. De exemplu, acum la noi e amiaza. Uite, în Canada i-abia răsărit soarele și apoi în British Columbia încă-i noapte. Nu? Și așa mai departe, dacă aici în România te urci în vârful Ceahlăului, ai să vezi raza soarelui și să te uiți jos în Prahova, vezi becurile arzând pe străzi. Pe cât e ziua? Nu se potrivește? Și Domnul a făcut totul până în ziua patra. În ziua patra de-abia a zis să răsară soarele, luna, stelele. De atunci putem să ne conectăm la ziua de azi. Dar până atunci, dacă au fost 10 milioane de ani, nu știm. Dacă au fost 3 ani, nu știm. Un timp pe care nu l-a calculat nimeni, dar Dumnezeu a lucrat cu lumină pe care a iubit-o și a despărțit-o de întuneric. Noi astăzi nu suntem fii ai nopții, nici ai întunericului, adică a diavolului și a păcatului. Noi suntem fii zilei și a luminii, a neprihănirii și a lui Iisus. Glorie Lui! Astfel, dar, cei ce se botează cu data de azi devin preoți a lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Iisus nu era
poate neam de preot. Dar când s-a dus la Iordan să se boteze, a zis Simon către el, eu am nevoie, tu vii la mine. Și-o zis Domnul Iisus, lasă Ioane ca așa să cade, să împlinim tot ce-i scris. Unde era scris să se boteze Iisus? Știe cineva? Aduceți-vă aminte ce poruncă a primit Moise. E pe Aron și pe fiii lui și scaldă în apă. Apoi îmbracă-i cu tunica și pune-i slujba de preot. Iisus, ca să devină preot, s-a botezat. Și noi, ca să devenim preoți, ne botezăm. Mărit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvinteze pe toți cei botezați și pe cei ce vor intra în apă și se vor boteza. Fie femei, fie bărbați, fie tineri sau bătrâni, ei devin preoți pentru Dumnezeu. Mărească-i să numele. Apoi, dragii mei și scumpii mei frați, nu trebuie să uitați, noi știm în adevăr ce vorbim. Știți unde e iadul? Vă mai întreb o dată. Oamenii de știință au găsit că sunt peste 13 miliarde de galaxii. Soarele, Pământul și sistemul nostru solar fac parte din Calea Lactee, care o vedeți peste cer ca o brează cu milioane de stele. Și aia face parte din galaxia asta, din care facem și noi. Dacă vrei să o traversezi așa, s-ar trebui un satelit să meargă cu viteza luminii 2000 de ani. Atunci o traversezi așa, în lungul ei nimeni nu poate calcula. Băi, dar sunt 13 miliarde ca astea. Și peste toate astea, Dumnezeu privește, Dumnezeu stăpânește. Nu-i afară, îi în area lui Dumnezeu, dar iadul îi afară. Distanța aia e așa de enormă, că nu poți trece cu un balon, cu avion, nu poate o pasăre, nu poate nimeni cu nimic să o treacă, a spus Iisus. De la noi, la voi, e o prăpastie așa de mare, că dacă din rai cineva vrea să meargă în iad, să nu poată. Care-ați vrea, nu din rai, e aici să mereți în iad, dar vrea careva? Nu vrea nimeni, dar din rai ar fi careva să meargă. Vă spun că ar fi, știți ce ar fi? Că adevăratul pocăit e milos. La Sângătii era una doina, tânără, frumoasă. S-a scris la o școală din asta de medici la Sibiu și a dat de tine și s-a dus cu ei, a învățat cântări, i-a plăcut, s-a dus acasă, i-a cântat la părinți. Frumoasă, dar de unde știi astea? Am fost la pocăiți. Vai, să nu ne faci de rușine! Tată-s-o, de te pocăiește și omor. Nu mă fă de rușine în sat. A mai trecut o lună, două, s-a făcut un botez și s-a botezat doina. S-a dus plină de har acasă. Când a intrat în casă, a văzut chipul ei. Ce-i cu tine? Apoi, să știți că m-am botezat. Așa! S-a sculat tată-s-o de la masă, s-a dus și-o dezlegat cățelul din curte, avea l-a pachetat în 3-4 și s-a apucat de doina. De-i țâșnea sângele în haine sub loviturile lanțului. Și el ridica mânuțele sus. Iisuse!
iartă-l pe tata că nu știe ce face. Iisuse, iartă-l pe tata. Vedeți ce face pocăința? Nu că ăla mi-a zis o vorbă, apoi nu-l mai pot vedea. Ăla nu știu ce i-a făcut, apoi nu mă mai duc la adunare. Aia înseamnă că tu n-ai fost niciodată pocăit. Fii atent! Doina, dacă ajunge în rai și-l vede pe tată să-l flecă, sigur s-ar duce să-l mângâie, dar să nu poată. Distanța asta nu poate fi trecută nici de un duh. Înțelegeți? Că noi, după ce înviem din morți, suntem duhovnicești și cei din iad or fi tot duhovnicești, dar să nu poată. De aceea expresia Domnului este: luați-l și aruncați-l. Uite aici, de exemplu, fratele Ianovic a avut și el ocazia cu un vis cu aruncați-l. Cum îl face? Hai spus! Vezi, era la poarta raiului și un înger pe care nu merita să intre în rai, punea mâna pe el și l-arunca. Și l-arunca drept în poarta iadului. Dragii mei, un copil aruncă de aici până acolo. Un om mare aruncă până în părețele ăla. Un sportiv aruncă mai mult. Dar Dumnezeu aruncă afară din sub privirea Lui, afară de unde stăpânește lumina întregului, afară, acolo-i plânsul și scâșnirea dinților pentru totdeauna. Dragii mei, nu vă înșelați! Există Dumnezeu, există diavol, există rai, există iad, există oameni, unii nepocăiți, unii pocăiți de zbormă, unii pocăiți cu adevărat. Și eu vă doresc tuturor să vă dea Dumnezeu o pocăință sfântă și adevărată. Și cei care vă botezați cu data de azi, să știți în adevăr ce înseamnă a fi pocăit. Amin! La ultime, la ultime, to
Apostolilor
capitolul 10, vom citi de la versetul 33 cuvântul Domnului care spune: Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum da, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul ca să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său, Fiul lui Israel, și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea și urmând botezul lui propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți ce erau părăsiți, erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. El a omorât atârtându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul și toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și au poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Declar astăzi suscitarea la Tofnea, căci Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a fost acel care a scris Tofnea pe hartă. Dacă în urmă cu mai mulți ani nu se știa de localitatea dumneavoastră, am venit de la mărăcine încoace și am văzut localități despre care nu se știe, dar astăzi se știe de Tofnea datorită harului lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți aici datorită îndurării Domnului. De aceea vrem ca numele Lui să fie înălțat în mijlocul nostru. Vrem ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să aibă efect în viața noastră și aș vrea ca bucuria aceasta a oamenilor îmbrăcați în alb să fie o bucurie care se continuă în cer. V-am spus și altă dată, bucuria noastră nu este să strângem membri pentru Biserica Pentecostală. Bucuria noastră nu este să umplem cortul acesta. Bucuria noastră este să fim cu voi în cer. Și de aceea rog pe Dumnezeu să ne binecuvânte. Rog pe Duhul Sfânt să fie în continuare cu noi în ziua aceasta. Rog ca focul Duhului Sfânt să umple inimile noastre și astăzi armata aceasta să ardă spre slava și gloria lui Dumnezeu și bucuria aceasta nu doar să umple cerul, ci bucuria aceasta să umple pământul și oamenii aceștia îmbrăcați în alb astăzi să fie un prilej de bucurie pentru Domnul Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi. Pentru că astăzi să ne bucurăm, pentru ca sărbătorile acestea să existe, pentru ca astăzi să gustăm împreună cu Hristos bucuria oamenilor care îl primesc pe El și mărturisesc credința lor în Dumnezeu. Domnul așteaptă ca între noi să fie mulți oameni ca și Petru. Anul trecut la botezuri, vă vorbeam despre faptul că Dumnezeu nu așteaptă membri, ci așteaptă ucenici. Astăzi aș vrea ca voi să fiți o armată puternică de oameni dedicați slujirii lui Dumnezeu, de oameni folosiți de Dumnezeu, ca
care să ducă mai departe flacăra mântuirii, care să aprinde focul Duhului Sfânt, nu un foc artificial, ci un foc al Duhului cu o trăire reală, care vine de la Dumnezeu și care nu ține doar în zile sărbătoare, ci focul acesta să țină și mâine, și poi mâine, și pretutinde până când Hristos va reveni. Gloria Domnului! Dragii mei, vreau cuvântul meu în ziua de azi să fie o provocare pentru voi. A spus-o omului Dumnezeu, Petru, a trebuit să o recunoască și este cuvântul Domnului care spune astfel: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănirea Lui, este primit de El. Gloria Domnului! A citit fratele Vasile cuvântul Domnului, care este o realitate. Dragii mei, auziți-mă bine, este o realitate, nu e un subiect de predică, ci este o realitate, nu e un verset de învățat la școala duminicală, ci este o realitate. Vine o zi a judecății, când toți, eu și tu, eu care vă predic, tu care asculți, ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru că fiecare să dea socoteală de binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Binele tău va fi într-o zi în cântarul lui Dumnezeu. Răul tău va fi într-o zi în cântarul lui Dumnezeu. Nu slujbele după moarte, ci viața trăită cu Dumnezeu sau fără de Dumnezeu va cântări în ziua aceea. De aceea, îl rog pe Domnul să ne cerceteze pe fiecare din locul acesta, să înțelegem că viața noastră, fiecare ceas, fiecare secundă, este în cântarul lui Dumnezeu și sub privirea lui Dumnezeu. Mă bucur de ziua aceasta. Este o zi triumfală, este o zi măreață, dar mă bucur în ziua aceea, când înaintea judecății lui Hristos, faptele celor din tofle, din piatră, lemn de pretutindeni vor fi puse și văzute de toți oamenii. Vorba pe care ai spus-o tu când nimeni nu te-a văzut, dar ai putut să ridici un om. Banul pe care l-ai dat unui flământ, cuvântul de mângâiere pe care l-ai adus unui om nenorocit, umărul tău pe care l-ai plecat cu cineva să plângă pe el, toate acestea în ziua aceea își vor primi lauda de la Dumnezeu. Dragii mei, pentru unii judecata aceasta va fi un prilej de groază, pentru alții un prilej de bucurie. Aici pe pământ judecă oamenii, aici pe pământ se fac greșeli, dar cuvântul lui Dumnezeu astăzi spune: Iisus ne-a poruncit să propovăduim norocului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Un Dumnezeu plin de dragoste, dar și un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care vrea să te mântuiască. Și astăzi este ziua care dovedește faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor, ci pe toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu, pe toți cei care sunt gata să facă voia Lui, El îi primește. Dar este și un Dumnezeu drept, dragii mei. Vrem să înțelegem adevărul acesta. Ne sperie adevărul acesta? Sau ne bucură? S-ar putea pe pământ ceea ce faci pentru El să nu fie apreciat? S-ar putea ca oamenii să dea cu piața?
cele, Dumnezeule, care o să fim creștini de toate zilele, pentru că El este un judecător drept, slăvit să fie numele Lui. Pe El nu-L cumperi cu o slujbă, pe El nu-L cumperi cu o cântare, nu-L cumperi cu o predică. El cântărește drept și în ziua de azi suntem înaintea acestui Dumnezeu viu, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, nu trebuie să ne sperie sfârșitul lumii, ci trebuie să ne sperie când treci un minut din viața noastră, când treci un ceas din viața noastră. Examenul nu-i când va reveni Hristos. Examenul pentru fiecare dintre noi este când apune soarele. Să ne apună soarele peste mânia voastră. Să ne apună soarele cu problemele nerezolvate. Să ne apună soarele din certitudine și din tuneric. Întreabă oamenii, va veni sfârșitul? Poate să fie sfârșitul meu acum. Sunt oameni care au murit la avon. Poate să fie sfârșitul meu peste un ceas. Astăzi suntem aici la Galația, că mâine vom fi cu toți împreună. De aceea astăzi trebuie să ne pregătim să stăm înaintea judecății lui Hristos. Astăzi trebuie să fim gata să facem voia Lui. Astăzi trebuie să lăsăm Evanghelia, nu doar să scrie tocmai pe harta țării, ci să scrie regulile cerului în viața și în inima mea. Doamne, ajută-mă la lucrul acesta. Este nevoie de Petru. Este nevoie de oameni care să-și înțeleagă chemarea. Este nevoie de oameni care să rostească adevărul lui Dumnezeu, clar și curat. N-a venit Petru cu jumătate de Evanghelia. N-a venit Petru să le spună celor din Ierusalim doar faptul că Dumnezeu e Dumnezeu bun. Și l-a predicat Evanghelia întreagă. Dumnezeu a făcut pe acest Iisus Domn și Mântuitor. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să acceptăm Domnia Lui în viața noastră. Asta înseamnă, dragii mei, nu să spunem, Doamne, mai vină la câte o slujbă. Doamne, mai vină când doctorul spune cancer. Doamne, mai vină când am examen. Doamne, mai vină când sunt faliment sau când sunt la încurcătură. Doamne, mai vină când am cu ce achita factura. Nu! Accepta Domnia Lui Hristos înseamnă să împarți bucurile și necazurile cu El. Înseamnă să spui, Doamne, vreau să fii în viața mea și azi la slujbă când e sărbătoare, dar vreau să fii și mâine cu mine când sunt în viață. Vreau să fii și săptămâna viitoare când sunt în Germania. Vreau să fiu, Doamne, pretutindeni cu mine. Zacheu a spus, Doamne, vreau să te văd. Iisus a spus, Zacheu, eu trebuie să rămân în casa ta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și că l-acceptăm Domnia Lui Hristos în viața noastră. El este Mântuitor. Dragii mei, cei îmbrăcați în alb, mă uit la voi și-mi saltă inima de bucurie. Mă duc, mă uit la voi și dau timpul înapoi. Mă uit la voi și mi-aduc aminte de momente când se întreba oamenii ce caută între voi. Și dacă astăzi sunteți o armată, sunteți datorită îndurării lui Dumnezeu. Bucuria mea este ca peste un an, peste doi, peste zece, dacă nu vine Hristos, să mă uit spre voi, să mă întâlnesc pe drumurile țării și a lumii acesteia și să spun un adevărat un om care s-a întâlnit cu Hristos. Oamenii vor să vadă pe Hristos în noi. Oamenii vor să vadă pe Hristos în trăirea noastră. Vine vremea, oameni buni, auziți-mă bine! Vine vremea când cuvintele nu vor mai avea niciun ecou. Ceea ce rămâne astăzi, sau ceea ce trebuie să rămână, este mărturia bisericii și-o mă rog ca Domnul să ne ajute să o păstrăm nepătată. Cuvintele mele le veți uita, cuvintele fraților le veți uita, dar oamenii vor vedea predică pe care voi o știți în fiecare zi, prin ceea ce sunteți, prin modul în care vorbiți, prin modul în care vă comportați. Eu mă rog că Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul Domnului spune, cine se teme de El și lucrează neprihănirea, este primit de El.
a venit la Ioan Botezătorul, niște oameni care au spus, hai să facem și ritualul acesta. Hai să luăm și noi botezul, că toți se duc acolo. Haideți să vedem și noi cei. Dar în Ioan era Duhul lui Dumnezeu și când a văzut pe unii că nu vin cu gânduri curate, îi mustră și spune, pui de răpânci. Cine vă învăța să fugiți de mânia viitoare? Merge și faceți roate vrednice de pocăință voastră, după care veniți și fiți botezați. Corneliu era un om temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe mirostenii norocului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu i-a vorbit. Dragul meu, fii și tu un Corneliu. Poate mulți așteptați că Domnul să vă puteze cu Duhul Sfânt ca pe el. Este un lucru bun, este un lucru minunat. Dar nu uitați, întâi Corneliu a trăit în frică și în temere de Domnul și Dumnezeu s-a lăsat găsit. Dragii mei, aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Icoana aceasta vă preîntipuitoare, vă mântuiește pe voi, spunea Petru, și anume botezul, care nu este spălare din tinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cred că și cuvântul sfânt al Evangheliei, Duhul Sfânt va curăța cugetele și astăzi sunteți aici cu inima curată să-L urmați pe El. Păstrați-vă inima curată, temeți-vă să faceți ceva care să-L supere pe Dumnezeu. Trăiți cu demnitate pe pământ și sunt convins că Dumnezeu va încerceta prin voi întreaga etnie romă. Nu vă iubesc toți oamenii, nu vă apreciază toți oamenii. Sunt puțini cei care vin cu bucurie, nu acum la toamnă când sunt mulți și sărbătoare, ci în ultimul bordei. Adevărul pe care Petru l-a înțeles este că Dumnezeu nu-i părtinitor. Adevărul pe care noi trebuie să-l înțelegem, că Dumnezeu ne cheamă să mergem și în palat și în bordei. Dumnezeu ne cheamă să mergem și la oamenii cu școli înalte și la analfabeți. Dumnezeu ne cheamă să mergem și la oamenii pe care putem să îi primim cu bucurie și la cei care ne produc repulsie. Toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu să mergem și la cei care ne-au făcut bine și la cei care ne-au făcut rău. Dragii mei, mă rog ca Domnul să vă facă o armată. Petru a înțeles lucrul acesta. În al doilea rând, Petru a trecut peste preconcepții. El a avut acea vedenie, acea răpire sufletească. El a spus, Doamne, nu am mâncat niciodată necurat ceva. De ce mă trimiți acolo? Vreau să te întreb, dragul meu, care disprețuiești, care spui că numai ăsta sau ăsta poate să se pocăiască. Ai fost cu ceva mai bun? De ce nu mergi tu pe altul necurat? De ce crezi că numai unii au dreptul să meargă înaintea lui Hristos? Cheamă-o Dumnezeu oamenii cei mai buni și cei mai răi. Cheamă Dumnezeu toate categoriile. Corneliu era un om temător de Dumnezeu, era un om bun. Dar era și un Zacheu, care era un bandit și un hoț. Și totuși Dumnezeu l-a primit o singură condiție să schimbe viața. Doamne, vino astăzi la Toplea, vino cu puterea cuvântului Tău, vino prin Duhul Sfânt și schimbă vieți. Nu vrem, Doamne, penticostali, ci vrem oameni cu viața schimbată. Nu vrem sărbători, ci vrem cu toții în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Nu vrem o lucrare de suprafață, ci vrem una de adâncime, o trăire reală cu Tine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. A fost nevoie de un Petru ca să arăte spre Hristos. Dragii mei, dacă arătăm spre noi, El nu se mai vede. Dacă arătăm spre Hristos, atunci Dumnezeu binecuvântă lucrarea noastră. Frați creștini, dragilor care sunteți îmbrăcați în alb, învățați-vă să arătați la Hristos. Sunteți aici datorită îndurării Lui. Sunteți aici datorită chemării Lui. Sunteți aici datorită harului și datorită faptului că și-a întins mâinile pe cruce și a spus, iată, Tată, în slujba ție este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.
Și voia lui Dumnezeu era ca Iisus Hristos să moară plătind păcatul tău. Și voia lui Dumnezeu era ca Hristos să moară plătind păcatul meu. Și noi astăzi suntem beneficiari harului lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Arăta Petru spre acel Iisus care predica Evanghelia. El a trimis cuvântul și aș vrea cuvântul să nu se depărteze de voi. Cuvântul să-l strângem la inimă, cuvântul să-l credem, cuvântul să-l trăim, cuvântul să-l iubim. Și apoi arăta pentru acest Iisus, uns cu Duhul Sfânt. Sunt lucruri care trec dincolo de înțelepciunea umană, dincolo de planurile noastre. Și eu cred că aici, voi toți, sunteți rodul Duhului Sfânt. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea gloria Domnului. Atâta vreme cât biserica umblă în frica Domnului, atâta vreme cât biserica iubește pe Iisus Hristos, atâta vreme cât biserica știe rolul ei, Duhul Sfânt lucrează și mântuie oameni, gloria Domnului. Dragii mei, în timp ce asculta, mă întreb pe cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cornelul a spus așa, Doamne, n-a spus eu sunt sutaș, Tu ești pescar. Și a spus eu stau ca înaintea lui Dumnezeu, să văd ce tot vorbi Dumnezeu ca să ne spui. Nu-ți vorbesc oamenii ăștia, nu-ți vorbesc rugitorii, îți vorbește Dumnezeu prin cuvânt, slăviți să fie numele Lui. Primiți cuvintele ca din partea lui Dumnezeu și le dau viață. Și atunci s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Și atunci au început să vorbească în alt limb. Atunci au început să proslăvească pe Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune așa, se poate opri apa ca să nu fie botezat aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Se poate opri apa, dragii mei? Se poate opri apa, stimați creștini? Cine poate să oprească acest val al Duhului care trece prin Dobrea? Nimeni și nimic decât păcatul. Nimeni și nimic decât neascultarea de Dumnezeu. Nimeni și nimic decât pierderea mărturiei. Se poate opri apa? Nu se poate. Chiar dacă o trebuie să fie schimbată, apa curge. Pentru că este așteptarea lui Dumnezeu. În ziua de azi, în încheiere, vreau să mă adresez celor care stau în îndoială. Cornel a fost un om hotărât. Împreună cu cei pe care i-a chemat, împreună cu cei cu care a împărtășit bucuria, când au văzut adevărul lui Dumnezeu, când au văzut apa care curge, au fost botezați. De ce, dragul meu, să treacă șansa mântuirii pe lângă tine? De ce, dragul meu, să plângi într-o zi? De ce să spui că e prea târziu? De ce să regresi clipa aceasta? Grabă curge și Hristos te așteaptă. Aș vrea ca Domnul să te binecuvânteze oricare-i fi. Și astăzi să spui serios întrebarea. Când Petru a predicat în ziua Rusalilor, când el a spus că voi l-ați răstigni pe Domnul Slavei, i-au început să tremure și au spus lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a spus Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dragul meu, băgăduința lui Dumnezeu.
ca să-ți schimbi viața. Mă rog ca ziua de azi să fie ziua mântuirii. Mă rog ca ziua de azi să fie ziua hotărârii. Hai să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului. În timp ce frații vor cânta, acolo unde stă fiecare dintre noi, înaintea lui Dumnezeu care ne vede și ne știe, rugăciunea aceasta să putem spune: Doamne, vreau să încep o viață nouă cu Tine. Doamne, vreau ca omul vrei să rămână acolo, vreau să-L îndrog. Vreau să încep o viață nouă. Iar dacă sunt suflete care încă nu s-au predat Domnului, acolo unde ești, în taina inimii tale, spune: Doamne, și eu vreau să Te urmez. Doamne, și eu vreau să fiu următorul. Doamne, vreau să merg cu Tine, vreau să trăiesc cu Tine. Vreau să fiu părtaș acestei bucurii. Dumnezeu din cerul să-și întindă mâna peste noi toți. Hai să ne rugăm, dragii mei. Haideți să-i spunem Domnului că vrem să începem cu viața nouă cu El. Haideți să luăm decizii și hotărâri noi. Haideți împreună cu ei. Astăzi, cei care ne pucăi de mai multă vreme, să spunem: Doamne, vrem să începem o viață nouă cu Tine. Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.
veșnicia. Iisus, în fruntea oștirii Lui, Iisus, El va primi închinarea, Iisus, pământul și cerul e a Lui. Aleluia, 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 Iisus este tot. Aleluia, 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 Iisus este tot. Este tot. Aleluia, 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 Iisus este tot. Ai gând ca mel să par un vel Amaro traios, amaro traios. O del camel te parove, sos nas falo. O del camel te parove, amari viața. Te ja sangrete la udizas, lesco ana. Tu sande la paro, tu sande la malacho. Tu santeola, tu santeola, mas ora lo. Tu santeola, ma paro, tu santeola, ma laccio. Tu santeola, tu santeola, tu santeola, mas ora lo. Dumnezeu vrea ca să-ți schimbe inima ta.
Dumnezeu vrea ca să-i dai lui inima. Iisuse aici pentru tine, fratele meu. Hai să primești botezul sfânt în numele Său. Tu ești, Doamne, cel mai sfânt prin nimeni pe acest pământ. Tu ești, Doamne, Tu ești, Doamne, Tu ești, Doamne, cel mai sfânt. Tu ești, Doamne, cel mai sfânt prin nimeni pe acest pământ. Tu ești, Doamne, Tu ești, Doamne, Tu ești, Doamne, cel mai sfânt. Să par o vel amari viața. O de la vel te par o vel sus canilor. O del camel te ja sa vre pirocan. Te ja sa vre te la udizez lesco ana. Tu sa nevra mărbaro. Tu sa nevra mai la cior. Tu sa nevra, Tu sa nevra, Tu sa nevra mai zoralo. Tu sa nevra zvaro. Tu sa nevra mai la cior. Tu sa nevra, Tu sa nevra, Tu sa nevra mai zoralo. Noi vă aduce pacea, noi vă aduce pacea, noi vă aduce pacea, pacea lui Iisus. Nascumbenghe e pacea, a nascumbenghe pacea, a nascumbenghe pacea, a nascumbenghe pacea, vede vestii, dar, dar nu contează. Viața pe pământ contează cerul să ajunge mai curând, dar nu contează. Viața pe pământ contează cerul să ajunge mai curând, dar nu contează. Viața pe pământ contează cerul să ajunge mai curând, dar nu contează. Viața pe pământ contează cerul să ajunge mai curând. Avelo de, avelo de, tu so queres, tu so queres. Avelo de, avelo de, tu cai na cheia. Avelo de, avelo de, tu so queres, tu so queres. Avelo de, tu cai na cheia. Avelo de, avelo de, avelo de. Aventelero me. Avelo de, avelo de, avelo de. So sabe. Aventelero me. Sare rompe di la bas, le deve sta giucheras, le deve sta giucheras, le sa te oas. Sare rompe di la bas, le deve sta giucheras, le deve sta giucheras, le sa te oas. Ai di tu ia prara, ai di tu ia pero, te primi sarà so su tu. Te che la scuti, anche cagheri, hai le scodu ho sando ilo. Hai di tu ia prara, hai di tu ia pero, te primi sarà so sfinto tu os. Te che la scuti, anche cagheri,
disco do Rosano e Lu. Ai, sol minor. Acho na cara, amor. Indi no mai posto, fate ye, fate ye, fate ye. Indi no mai posto, fate ye, fate ye, Dumnezeu. Indi no mai posto, fate ye, fate ye, fate ye. Indi no mai posto, fate ye, fate ye, Dumnezeu. Trebuie să crezi, să crezi în Dumnezeu. Tu trebuie să chemi în ajutorul tău. Dacă-l vei chema, nu te va refuza. Atunci când nu mai poți, tu poate el. Când nu mai poți, tu poate el. Poate el, poate el. Când nu mai poți, tu poate el. Poate el, Dumnezeu. Aleluia, aleluia, ave l'hotel. Aleluia, aleluia, ave l'hotel. Hotel Peñas, que si t'ave. Aleluia, aleluia, ave l'hotel. Aleluia, aleluia, ave, ave. Aleluia, aleluia, ave l'hotel. Hotel Peñas, que si t'ave. A me dirà vas tu che te va, andarò vas tu che maras. A me dirà vas tu che te va, andarò vas tu che maras. A me dirà vas tu che te va, andarò vas tu che maras. A me dirà vas tu che te va, andarò vas tu che maras. Pentru Tatăl nostru, pentru Domnul nostru, pentru Tatăl nostru, pentru Domnul.
rece, vei fire aprins. Dă-ești căldicel, nu poți rămâne așa, că-și focul lui Iisus îți aprinde inima. Doamne, nu mă lăsa.
să fie o mărturie până la Doamne! Doamne, nu mă lăsa aprinde tu inima și fă-mă un rog aprins să fie o mărturie până la Cezaria! Noi suntem pe acest pământ, dar prins de puterea Duhului cel Sfânt. Candelele goale fie plină de ulei, ca fecioarele înțelepte să veghem peste noi. Doamne, nu mă lăsa aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fie o aprinde un rug aprins să fie o mărturie. Doamne, tasa lui! Doamne, nu mă lăsa aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne! Doamne, nu mă lăsa aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Aleluia, aleluia, aleluia,
Doamne, nu mă lăsa. Aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fii o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa. Aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fii o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, nu mă lăsa. Aprinde-mi tu inima și fă-mă un rug aprins să fii o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mi tu inima și fă-mă un rug aprins să fii o mărturie până la sfârșit. Bine ai venit, omule, la rug aprins. Chiar dacă ești rece, vei fi reaprins. Deci căldicel, nu poți rămâne așa, că-și focul lui Iisus îți aprinde inima. Doamne, nu mă lăsa, aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fii o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins ce? Să fii o mărturie până la sfârșit. Străini și călători, noi suntem pe acest pământ, dar fiind pe puterea Duhului cel Sfânt. Candelele goale fie plină de ulei, ca fecioarele înțelepte împreună se veche. Doamne, nu mă lăsa, aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde tu inima și fă-mă un rug aprins să fii o mărturie.